Bun găsit tuturor, eu sunt Florin și azi despre favoritul galei din 9 iunie 2024. Încă o săptămână trecută cu multe evenimente și personajul principal se pare că va fi răsplătit cu un cec pentru tot ce s-a întâmplat în această săptămână. Așadar, Cosmin urmează să fie favoritul publicului în gala din 9 iunie. Acesta va fi al treilea lui cec din acest sezon și probabil că după atâta tevatură făcută în această săptămână, cu uite încrederea, nu mai e încrederea, el câștigă un cec meritat spun unii, total nemeritat spun mulți alții. Chiar și dacă el a fost real, serios, a crezut cu adevărat în tot ce a spus în această săptămână, înseamnă că are o mare problemă de percepție a lucrurilor. Ca să nu spun altfel, pentru că nu este posibil să treci de la o extremă la alta cu atâta ușurință și fără ca ceva să se schimbe atât de clar încât să-ți poți schimba părerea atât de mult. Pentru că el a trecut de la nu mai bag mâna în foc pentru ea, bătându-și practic joc de bunele ei intenții, l-a afirmat că de fapt văzând camera roșie completă și a schimbat total părerea pentru că montajul a fost făcut în așa Fel încât să se înțeleagă cu totul altceva decât a fost în realitate. Ori, din ce mi-aduc aminte, singura diferență majoră între materialul din gală și camera roșie în totalitate este faptul că Ștefania a răspuns de fapt la întrebarea lui Anthony dacă este prea târziu. În rest, ceea ce l-a deranjat pe Cosmin cel mai mult în gală a rămas la fel adică întrebarea Ștefaniei dacă Anton este interesat chiar și de fetele din cuplu. Și dacă era și aici ceva cu schepsis, atunci Cosmin nu știe pentru că nu l-am văzut să găsească o scuză și la această întrebare. Norocul lui Cosmin știm cu toții care este, profită din plin de acel lucru și cred că face în așa fel încât să nu supere telefoanele de pe care curg SMS-urile. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!